Sub tricolor, stimate domnule primar Mihai Rebenia, sub tricolor toată ziua chiar. Adică la biroul de primar și prin teren, pentru că am auzit, am văzut chiar că drumurile sunt eliberate de zăpadă, se circulă normal, cu zăpada la picioare și la cauciucuri, dar se poate în siguranță circula. În toată comuna e așa? Da. Mai avem un singur sat la Ghergheleu, unde e o problemă mai dificilă acolo. Nu putem, cu utilajul nostru, să dezăpezim acolo, pentru că e zăpada destul de mare și ne trebuie o freză. Chiar am făcut solicitare la drumurile județene să ne dea o freză ca să putem descongestiona intrarea în localitatea Ghergheleu. Cu infrastructura, na, mă bâlbâi și eu, infrastructura comunei Codăiești, în genere, cam așa cum stați, per total. Spune aproximativ bine. Nu pot spune foarte bine, ci bine. Nu pot spune foarte bine, că ar fi păcat să spun, pentru că mai am lucruri, mai am multe localități, chiar Rediu Galian, Pribești, m-am de asfaltat, Spre Tăcuta se va am spus asfalta? Rediu Galian, da. Da, Se se va va. face, neapărat, da, se va face, că am vorbit și cu domnul președinte, că o partenerul drum județean. Și domnul președinte Buzatu ne-a promis că o să facă anul ăsta, sperăm să ne asfalteze. Am o întrebare așa, văzând o anumită stare, deși suntem la începutul anului, așa, o anumită stare de, nu știu cum să spun, de lentoare, ca să nu spun de lehamite, parcă lumea nu-i tocmai bucuroasă de început de anul ăsta. E adevărată observația mea? Ce părere aveți? Nu, să spuneți că ați observat foarte bine. Și eu văd personal că e o chestie moleșală, așa, când vezi tot ce se întâmplă și în jurul, mă refer și la ceea ce se întâmplă în jurul țării noastre, că văd atâtea amenințări, cu atâtea, dacă nu te mai tragi inima să faci nimic. Vezi atâta lume în jur că... E, ești prăpăstios, domnia ta, dar îl Nu știu simplu de acum cât de acasă. prăpăstios eu, dar să știți că nu, așa nu trebuie situația. Cetățeanul simplu își mai pune el problema că Mai vine important. rusul aici? Ba nu, să știți, cetățeanul să spune problema, că vezi ce se întâmplă la nivel național, că vezi că președintele este în stradă împreună cu demonstranți, cred că nu dă bine, știți, nu, mai de Dumnezeu, dar nu mi se pare corect. Dar măsurile luate pentru agricultură, că de aici ne câștigăm cu toții pâinea cea de, sau mămăliga cea de toate zilele. Măsurile pentru agricultură sunt corespunzătoare așa cum le Noi percepe mulțumim lui primarul. Dumnezeu că avem pe raza administrativ-teritorială a noastră, avem câteva societăți mai puternice care aglomerul Codești, doamna Iergiu și Concerialul, care sunt două firme mari care ne fac, Care lucrează bine lucrează foarte pământul. bine pământul, da. Cum s-ar zice, se asigură pâinea sătenilor, mămăliga lor. Fără probleme, da. A fost an greu anul trecut. Nu Și sunt greu a probleme. fost, dar au fost dat un îngrășământ la timp, deci s-au lucrat cu terenul, chiar sunt mândru de faptul că avem asemenea societăți pe raza administrativ-teritorială a Comunei Codești. Eu voiam un cuvânt din partea primarului și preotului Mihai Rebegea de încurajare și hai să spunem așa, cam cum am făcut noi în apelul din Meridianu, să-i dinamizăm, să-i încurajăm pe oameni. E normal că trebuie să avem o doză de optimism în noi, că dacă nu avem acea doză de optimism, nu putem să dăm înainte, adică nu o să facem niciodată nimic. Deci tot timpul o să stăm, ne gândim la lucruri negative. Nu, trebuie să fim mai pozitivi, așa, în general. Și chiar fac apel pe această cale și la cei pe care îi coordonez aici, deci lumea care o administrez în comuna aceasta, Codăiești, fac un apel ca să fim mai uniți, mai apropiați unii de ceilalți, mai multă dragoste, mai multă înțelegere între oameni, că doar așa putem să ajungem la un numitor comun, la bunăstare. Până la urmă e un apel creștin, ca să zic așa. Așa este și asta de bun. Într-un alt palier al întrebărilor, cum ați încheiat anul, domnule primar al primăriei și primăria dumneavoastră, condusă de primarul Mihai Rebeja? Nu, profesor, pot să spun că a fost un an bun. Bun, nu pot să spun foarte bun, dar un an bun. Deci, bun, ideea că am, uitați, s-a asfaltat șoseaua aceasta, 247, legea 147, deci s-a asfaltat. De asemenea, la Pribești, DC10 s-a asfaltat. Deci, câteva, acum mi s-a aprobat reparația grupului ăsta școlar, liceului, mai bine zis, mi s-a aprobat de câte ministerii, am semnat chiar și contractul.
am semnat contractul de finanțare și asta e mare lucru să se ce faceți? Extindeți liceul sau vă gândiți la campus? Îl și mărim, le extindim, să facem și o sală de calculatoare, să facem mai mult de așa, plus interiorul liceului cu toalete, cu totul, o să de foarte bine. Deci o să fie gata, o să fie un liceu care își dea clasă la multe licei din județ. Bănuții? Nu s-a aprobat la Ministerul Dezvoltării. Gata, deci... Da, m-am contactat la presa... De altană nu se termină, dar se vede. Nu, păi, dar de-abia acum am aprobat. Deci, vă dați seama, nu s-a aprobat. De anul trecut a fost cu proiectul toate alea depuse și abia anul acesta, în primăvară, martie, acum, martie, aprilie, apucăm de... Să încălzească afară și ne apucăm de reparat. Aveți director de cămin cultural? Avem... Referent sau director? Cum îi ziceți? Noi îi spun domn director, că așa ne-am obișnuit, dar practic e cu jumătate de normă. Aha. Și sunteți, să zicem, mulțumit de activitatea culturală a comunii? Într-o mare măsură sunt mulțumit. Pentru că ești el la început, nu știi că nu e intrat de mult director, are cu câteva luni de când e intrat director, dar sperăm pe viitor să organizeze mai multe activități culturale. Dar care e sectorul de care e nemulțumit primarul? Sectorul meu, pentru că nu lucrează mai mult cu tinerii de la liceu. Adică ar trebui să lucrez mai mult cu dânsii. Nu m-am referit numai la cămin. În general, sectorul de activitate, sectoarele de activitate. Care nu mă mulțumește. Altfel spus, unde va trebui să fiți mai atenți de alta. Deci ce nu mă mulțumește? Firmele cu care am lucrat până acum, zic, la aducerea de apă, care trebuia să fie gata și nu-i gata. Și stau și mă rog de o firmă care... Am început lucrarea pe vremea fostului primar de acum două mandate în urmă, ca să spun așa. Am început lucrarea, deci tot mă țin din pe zi pe alta. Bine că și ministerul e vinovat, că nu a dat bani la timp, ca să le... Că ei au lucrat, au făcut devizi de lucrări și noi primăria trebuie să le plătim. Și dacă nu o primăria plătit, bine mai continuat. Deci și ministerul are o parte din vină, dar și societățile care au lucrat la dezvoltarea lucrurilor de apă. La un moment că eu trebuia să-i dau drumul, trebuia să văd apa curgă în casa mea, am propus. Și nici apă, nici canalizare. Mai avem o aducțiune, dar eu vreau că asta nouă care e acum. Canalizare, alte amenajări. Canalizare, cam dată, e în stare de incipie, dar apa e acum. Da, deci s-au pus țevrii, s-au pus tot, bazinul, făcut tot, deci cam aproape tot. Puțul e furat, adică ne-au dat un pic peste cap și puțurile astea ne-au dat peste cap. S-a furat la 30 de metri, nu a fost dat de prin proiect la 30 de metri adâncimii, după care s-o schimbat. Ați fost mai de atât. Pentru că am făcut și l-am făcut la 100 ceva de metri acum. Așa, deci ați upgradat, ca să zic așa, probleme. Era vestită piața de la Codăiești. Cum mai funcționează ea? Parametri normal, să știți. Chiar dacă mai greu ca înainte, pentru că, vă dați, sunt foarte restricții. Erau mii de oameni aici, acum? Și acum vin, dar mai este mult. Nu mai este ca atunci când era, pentru că, de ce, s-au înmulțit târgurile, domnul profesor. S-au înmulțit. Așa. Dacă pe vremea când am trecut primară în 96, la primul mandat când am trecut primară, deci era singurul, în toată zona asta, era singura comună care avea târg. Acum, Micleștiu are, Schitul Duca are, Poiana, pardon. La Poiana, acolo, iar e mare, da? Da. Solești, am zis că au și ei vălerii, deci toate sarele de jos, pe jos, toate au și-au făcut târgul. E bine, e rău? E rău, cum să nu fie, pentru noi e rău. Pentru... pentru ei o fi bine, dar nu e rău pentru noi, că nu se mai adună toți strămat aici, ca să putem să... Chiar altfel că n-ai un târg puternic și altfel că n-ai un târg de ăsta, numai comuna Codăiești. Că vine numai comuna Codăiești una și când îți vin 4, 5, 6 comune, să adună aici toți alții, vin, vând, alții cumpără, altfel să faci negoțul. Câți oameni aveți în Codăiești? Adică ce populație are? În jur, în toată comuna? Toată comuna. Păi 4.800 și ceva, aproape 5.000 locuitori. Așa, ca primar, dintotdeauna v-ați lăudat, între ghilimele acesta, a lăuda, da. Că aveți totdeauna ce face. Dom'le, ești de treabă, să știți. Tot timpul avem de treabă, dar mulțumim Dumnezeu ce să-i spune prostii, că de treabă avem tot timpul. Și probleme sunt, și probleme sociale mai sunt. Avem mare noroc, avem de centrul ăsta medico-social de aici, de noi. Am auzit cuvintele totuși despre el, dar nu vreau să-l discut acum. Nu, am o întrebare care vine cam în consens cu ce v-am întrebat până acum. Și e și un gând al meu. Dom'le, primarul
instituția primarului și respectiv primăria au devenit instituții educative în stat, după părerea dumneavoastră? Dacă primarul sau primăria au devenit instituții educative în stat? Da. După, eu zic că nu. Sincer vă spun. Păi da, firesc că noi discutăm nu, că... Pentru că primăria nu este o instituție educativă. Aici, practic, ce se întâmplă? Primăria este instituția care ar trebui să împartă de toate la nivel de comună, ca să mă spun. Există să respecte legislația la nivel de comună. Deci să pui în aplicare legile emise de Parlamentul României, hotărâri de guvern, hotărâri de consiliu local, să le pună în aplicare. Că asta este datoria primarului și a primăriei, angajați o primărie. Domn primar, vă educația cunosc. Educația putem face noi, educația o fac acasă, tata și mama. Am înțeles, e părerea dumneavoastră. Profesorii sunt cei care fac educația, nu facem noi educație, că dacă nu e educat, nici profesorul nu mai pot face acum. Eu m-am gândit că prin exemplu personal și prin ceea ce face, primăria este oricum un element educațional. Nu este o instituție, este o instituție, cum să spun, o model, ca să spun, la nivel de comun. Sunteți cam sfătuos astăzi. Ia ziceți numai un singur lucru pentru 2017. Cel din tâi lucru pe care îl urmăriți ca primar. În 2017? Păi ați început. Ce am făcut acum? Tot cu liceul e. Asta e mare. Câți elevi ar trebui să prindă liceul ăsta? Are 300 și ceva de elevi. În jur 300. E, până la 1000 mai aveți. Da, ce să faci? La nivel de comună. Dar dacă o să faci condiții bune și toate astea, sunt convins că ajungi la 500 de ani în viitor. Vom discuta când ne vom vedea și atunci. Mulțumesc, domnule Mihai Rebegea, primarul Comunei Cudești. Și mai poftiți pe la noi.